Stadionul Tineretului din Craiova împlinește în acest an 90 de ani. A fost inaugurat în anul 1933, iar lucrările de construcție au durat numai puțin de 11 ani, deoarece complexul a fost ridicat pe un teren mlăștinos. La inaugurarea sa a participat regele Carol al II-lea, iar implicarea sa a fost una decisivă, motiv pentru care arena i-a purtat numele, inclusiv tribunele primiseră nume speciale. Tribuna oficială era tribuna regală, iar tribuna a doua era cea populară. Arena a mai purtat numele ONEF, regele Mihai I sau Tineretului. Fostul fotbalist Ion Velea a evoluat pe această arenă, iar ulterior a arbitrat aici meciuri de fotbal. Pentru acesta, arena are o încărcătură emoțională importantă. Aici au crescut, pot să spun, a crescut Craiova maxim aici. De la copii, juniori, cu regretații Scăieșteanu, Opriș, Negil Mărderescu, Gârleșteanu, după aceea, fiind copii, s-au mutat în deschiderea noastră, dacă eu am spus că am venit în 68, la tinere rezerve. Deci, maxima s-a format pe aceste terenuri. Ion Velea are multe amintiri care îl leagă de stadionul Tineretului. Pe acest stadion, în 44, echipa Olteniei FCU, sau cum se numea atunci, a cucerit neoficial titlul de campioană, neoficial fiindcă a început războiul și erau plecați cu astea. Și la acea echipă a jucat și viitorul selecționer al României, Angelo Niculescu. Era frumos, că era strandul aproape, era policlinica sportivă aproape și noi făceam antrenament și ne aruncam în strand pe urmă aici. Deci totul era frumos. Fostul fotbalist este mulțumit că în locul acestui stadion va fi ridicată o modernă arenă sportivă. Speră că aceasta să atragă cât mai mulți tineri. E foarte bine că s-au gândit să facă tot un complex sportiv, nu să iară un mall, că ne-am săturat de mall-uri, că sunt o grămadă de mall-uri acum. Și s-a săturat lumea de mall-uri. Și că rămâne tot ceva sportiv să fac orice, dar să fie pentru sport. E foarte bine că s-au gândit la treaba asta și în centrul orașului și poate să vină copii să facă sport. Arena care va fi construită pe locul stadionului Tineretului va avea 6.000 de locuri și va costa în total 75 de milioane de euro. Complexul va aduce o premieră pentru România. Va găzdui primul velodrom acoperit din țară. Acesta va fi omologat la nivel internațional, astfel că va putea găzdui competiții importante. De asemenea, arena va permite organizarea de competiții și pentru alte sporturi de sală, precum volei, basket, handbal, fotbal de sală, dar și box, scrimă, gimnastică, tenis de câmp sau judo.